Piața Mare va fi acoperită de o copertină uriașă în care sunt înglobate mii de lumini care vor crea tot felul de efecte vizuale. 8 candelabre, peste 1500 de stele, sute de globuri, dar și alte elemente de decor vor fi montate până la sfârșitul acestei luni în Piața Mare. Pentru decorațiunile de sărbători, municipalitatea a plătit 780.000 de lei. Bratul de Crăciun va fi montat în 14 noiembrie. El va fi adus din poltinii și va măsura aproximativ 20 de metri. Copiii și nu numai vor avea parte și în acest an de patinoar. Va fi mai mai mare decât în anii trecuți și se va întinde pe o suprafață de 750 de metri pătrați. În cadrul târgului de Crăciun vor fi deschise mai multe ateliere tematice în care cei mici pot învăța cum să confecționeze decorațiuni specifice sărbătorilor de iarnă.